Oare așa cum am cântat și credem, așa și facem, ne lăsăm cu totul în mâna, în brațul Domnului? Să ne lăsăm cu încredere. Pentru că oricum noi nu ne putem menține, păstra singuri. Continuăm să studiem despre diferite neamuri de oameni pe care Dumnezeu le-a lăsat în cursul istoriei pe pământ. Și în lecția aceasta vom încheia cu neamul lui Terah. Dacă în lecția a doua, după cea introductivă, am vorbit despre urmașii lui Lot, apoi despre edomiți, astăzi îi vom cuprinde pe toți ceilalți dintre urmașii lui Terah. Adică vom vorbi despre urmașii lui Avram prin Agar, urmașii lui Avram prin Chetura și alți urmași ai lui Terah, în mod deosebit rudenile rămase în Haran. Cum știți, citind din Genesa, Avram a avut încă două soții, în sensul că a avut copii cu ele, a avut pe Ismael din Agar și încă alt șase din Chetura, femeia care a luat-o după ce a murit, Sara. Ei s-au răspândit în apropierea evreilor, din Canaan, în mod deosebit, înspre peninsula Arabiei, iar celelalte rudenii care au plecat împreună cu ei din Haldea s-au stabilit și au rămas în Haran. Să ne amintim de originea acestui neam citind din cartea Iosua, capitolul 24, acolo unde la așezarea în Canaan, promisă lui Avram, Iosua face un scurt istoric și scria el, este scris, spunea el, citim versetul 2, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor Dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau, lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt. Istoria sumară a acestor rudenii a evreilor a fost scrisă de Moise. Și să nu uităm că Genesa este o carte inspirată, iar studiul acestor generații de oameni are un rol educativ în înțelegerea vieții oamenilor. Pentru că este interesant de observat că toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, nu doar că Dumnezeu le-a poruncit și au fost nevoiți ca urmare a decretului la turnul Babel să se răspândească pe toată fața pământului, ceea ce este mai important de reținut este că oamenii, ieșiți dintr-unul singur, de fapt se împart în două. Unii apucă pe calea vieții și alții pe calea morții. De fapt, toți oamenii sunt neamul lui Adam, dar noi am vorbit în aceste lecții despre neamul lui Terah, rudenile evreilor. Asta a spus Dumnezeu și evreilor, pentru că la urmă urmei și ei s-au împărțit. Citim din cartea de Deuteronom, capitolul 30, și se observă că și în vremea noastră creștinismul împărtășește aceeași soartă. Nu tot ceea ce coboară din Israel este Israel, adică nu toți apucă pe calea vieții. Deuteronom 30, cu versetul 15. Cuvinte rostite de Dumnezeu pentru evrei, dar de fapt puse în fața tuturor națiunilor. Iată, spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncii Lui, regii Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Aceste reguli au fost, repet, valabile pentru evrei și pentru celelalte neamuri. De aceea scrie în continuare, dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți peri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordan. Am amintit la momentul potrivit că Dumnezeu a dat evreilor Canaanul, dar a dat și edomiților muntele Seir. A dat fiilor lui Lot câte o parte de moștenire. Dar pentru că toți la rândul lor s-au dus după
idoli, viitorul lor a fost moartea. Asta se vede de la început. Cain a apucat pe drumul morții, Abel pe drumul vieții prin credință. Ismael a avut o traiectorie, Isaac alta. Și chiar dacă Esau și Iacov au fost gemeni, Dumnezeu a rostit încă dinainte printr-o profeție că istoria lor va fi total diferită. Și așa curg lucrurile până la sfârșitul istoriei. Să îi luăm pe rând, mai întâi urmașii lui Avram prin Agar. Citim în Cartea Genesa, capitolul 17, versetul 20, cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus lui Avram cu privire la acest băiat pe care Avram îl iubea. Era în acel moment singurul lui copil. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Asta înseamnă că Avram s-a rugat. E normal să o fi făcut. Iată, îl voi binecuvânta. Numai că binecuvântările date pentru Ismael în urma rugăciunilor, cerurilor lui Avram, n-au putut fi niciodată puse alături de binecuvântarea pe care a primit-o Isaac. Dar faptul că a avut un părinte ca om al lui Dumnezeu a contat. Și este scris aici ce cuprindea, ce urma să îi dea Dumnezeu ca binecuvântare, îl voi mulți nespus de mult. 12 voivoți va naște și voi face din el un neam mare. Sub acest aspect și prin Ismael s-au împlinit făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avram, că va fi tatăl multor neamuri, nu doar a unui neam. Pentru că tot ceea ce zice Dumnezeu se face. Avram a zis, scrie aici în versetul 18, să trăiască Ismael înaintea ta. Și Dumnezeu i-a dat viață și a devenit un neam mare. La vremea tinereții, spune Scriptura aici în 21:21, că Ismael a locuit în pustiul Paran și mama s-a luat o nevastă din țara Egiptului. Asta a fost o îndepărtare de Avram și alte făgăduințe. Întoarcem paginile până la capitolul 25 pentru a vedea cum s-a împlinit ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Avram cu referire la fiul său Ismael. Citim de la versetul 12, subtitlul urmașii lui Ismael. Iată spița neamului Ismael, fiul lui Avram, pe care îl născuse lui Avram egiptean ca Agar, roaba Sarei. Și sunt enumerați cei 12 voivozi. Versetul 18, fiii lui au locuit de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului, cum mers spre Asiria. El s-a așezat în fața tuturor fraților lui. Îi întâlnim pe ismaeliți în puține referințe biblice, de aceea n-aș vrea să spunem ce nu spune Biblia. Știți, lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Noi vorbim doar pe baza ceea ce este scris. Ce s-a ales de acest neam mare? În Genesa, capitolul 37, cu ocazia vânzării lui Iosif, întâlnim urmaș al lui Ismael. Este scris aici, în versetul 25, evreii au șezut să mănânce, ridicându-și ochii, au văzut o ceață de ismaeliți veniți din Galad. Cămilor lor erau încărcate cu tămâie, culeac, alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Agar a fost egipteancă, soția lui Ismael egipteancă și iată-i făcând tranzacții cu Egiptul. Cu siguranță că ei cunoșteau limba egipteană. Lor l-a fost vândut Iosif, cum scrie aici în versetele 27 și 28, și el la rândul lor scrie în 39:1, l-au vândut pe Iosif lui Potifar. Avem alte referiri în cursul istoriei biblice, dar în general îi întâlnim ca niște oameni îndepărtați de evrei, mai degrabă aliați cu dușmanii lor.
De altfel știți că încă de la început fraternitatea dintre Ismael și Isaac n-a fost niciodată bună. Ismael a râs de Isaac și Apostolul Pavel ne aduce lămuriri în Noul Testament scriind în Galateni 4 că cel firesc prigonea pe cel duhovnicesc. Vă rog să vă imaginați copiii de la două mame, unul de 13 ani și unul bebelaș. E normal că cel mare își permitea să jignească, am spune, cel puțin, dacă nu mai mult. Iată că acest băiat a avut un anumit har de la tatăl său, dar de la mamă sa nu a avut ce să moștenească. El a plecat cu mamă sa. A fost nevoit să plece datorită atitudinii mamei sale, dar și atitudinii sale. Și vom vedea spre sfârșitul acestei lecții că sunt situații în care se fac vinovați și părinții și copiii. Ismael însă a rămas un neam mare. Arabii de astăzi sunt o dovadă de netăgăduit. Nu în toate veacurile a fost o dușmănie acută între evrei și urmașii lui Ismael. Dușmănia actuală datează mai mult din secolul XIX, odată cu primele acțiuni de reconstituire a statului Israel, ura a crescut și, cum știți, și în momentul de față, cunoaște cote alarmante. De altfel, s-a spus despre Ismael, s-a profețit și observați cum asta se împlinește în prima generație și peste ani și mii de ani. Genesa, capitolul 16, versetul 12. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ceea ce s-a adeverit și încă este de actualitate. De ce i-a îngăduit Dumnezeu să fie un neam atât de mare și fără bunăvoință? De ce a îngăduit Dumnezeu o asemenea situație? Putem să imputăm totul Sarei pentru că i-a propus lui Avram să aibă un copil cu Agar? Nu cred. Pentru că fiecare generație poartă vinovăție la rândul ei. După cum noi toți nu putem să dăm vina pe Adam și pe Eva, chiar dacă ceva ni se trage de la ei. Trebuie să menționăm că între urmașii lui Ismael și alte rudenii provenite din Terah s-au realizat căsătorii, dar tot în tabăra fără Dumnezeu. Citim în Genesa, capitolul 28, versetul 9. Astfel de acțiuni se petrec acolo unde există rudenii credincioase și altele necredincioase. De altfel, m-am gândit în această seară, oare e cineva de aici care poate să spună că toate rudenile sunt credincioase? Nu cred. Neamuri mai îndepărtate tot există și necredincioși. Și ei se aliază, influențează, se căsătoresc. Este scris aici, și Esau s-a dus la Ismael, a mai luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Ar fi putut să spună Esau, e tot de-a lui Avram. Era un fel de verișor. Atunci era foarte obișnuite căsătoriile între relații de rodene mai apropiate. Dar din această căsătorie nu a rezultat nicio stare de apropiere de Dumnezeu. Întâlnim mai târziu și excepții. Cum dacă ați observat, întâlnim în fiecare neam. David a avut cumnat un ismaelit. Citim în cartea 1 Cronici, capitolul 2. Pentru că așa cum scrie în cartea Apocalipsei, se vor regăsi în final între cei mântuiți oameni din toate neamurile. Numai că din unele neamuri mulți, foarte mulți, și din altele foarte, foarte puțini. Unul Cronici 2 cu 17. Abigail, știți că ea era sora lui David, a născut pe Amasa. Tatălui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
Și între funcționarii de stat al lui David mai era încă un alt ismaelit. Cred că era un credincios. Nu cred că David l-ar fi ținut aproape de el. Cum de altfel s-a angajat el în Psalmul 101 ca să îndepărteze din apropierea sa pe cei care nu sunt oameni serioși, nu sunt credincioși. Actualizând datele, în țările arabe și astăzi sunt puțin credincioși, dar totuși sunt. Sunt frații noștri care trăiesc în prigoane foarte mari. Peninsula Arabiei, unde s-au răspândit ismaeliții, este ocupată în cea mai mare parte, știți, de statul Arabia Saudită, unde nu există nici măcar o biserică oficială. Pentru că legile nu permit aceasta. Dar Dumnezeu încă mântuiește oameni. Puțin din acest neam care, iată, Dumnezeu a îngăduit să fie mare. Dar făgăduința de mântuire a mers pe celălalt neam, prin Isaac, prin evrei. Vreau să trecem la o altă familie, urmașii lui Avram prin Chetura. Știți, este interesant faptul că Sara a spus cum să mai aibă Avram copii la 100 de ani și când încolo el a mai avut după 140 și nu puțin la număr, 6. Dumnezeu i-a dat o bătrânețe fericită, așa cum este scris. Și citim în cartea Genesa, capitolul 25, de la versetul 1. Avram a luat o nevastă numită Chetura, ea i-a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. Sunt prezentați și câțiva din nepoții lui Avram prin Chetura, dar apare următoarea mențiune în versetul 5 și 6. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, deci a rămas moștenitor, dar a dat daruri fiilor țitoarelor sale și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit, în țara răsăritului. Toți aceștia, cum spuneam, s-au răspândit în zona peninsulei Arabiei, poate, deși nu se știe cu exactitate, Șuah a făcut excepție. Știți că unul din prietenii lui Iov, Bildad, era din Șuah, dacă e de cumva o localitate ce a purtat numele acestui patriarh. Fapt ce se obișnuia în vremea aceea. Știți că și Cain a zis o cetate și a pus cetății numele fiului său, Enoch. Nu-i vorba de Enoch cel credincios, un altul. Dintre fiii Chetura se evidențiază numai Madian, cel din care a provenit neamul madianiților, pe care îl întâlnim de mai multe ori în istoria sfântă. Nu știm dacă ceilalți au fost încorporați în acest neam. El a devenit ca un fel de căpetenie și au rămas sub numele acesta, sau dacă au format alte și alte neamuri, cum mai erau în vremea aceea mai mărunte. Știți că atunci erau multe țări. De fapt, ce avem noi termenul în Biblie țară, însemna ținut. Ținutul cu tare, în egală măsură se putea spune țara cu tare. Știți, scrie țara lui Beniamin, dar nu că Beniamin avea o țară, era ținutul sau partea ce-i căzuse la sorți în repartiția din Canaan. Despre edomiți vom spune trei lucruri. Primul rând, unul bun, luându-l în ordine cronologică. Ietro a fost madianit. Cel puțin pentru mine rămâne un fenomen nelucidat pe deplin. Dacă madianiții au fost idolatri și Ietro a fost un preot al madianiților, care era relația lui cu idolii și cum a compatibilizat Moise cei 40 de ani de ședere în Madian, ani în care a fost ginere și a stat la socrul lui și au avut relații bune, chiar și după aceea. Citim despre asta în cartea Exod, capitolul 2. Hai să-l încadrăm pe Ietro în cea mai favorabilă poziție care ne permite Scriptura. Scrie aici în versetul 15, Faraon afla ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit înaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Versetul 16, preotul din Madian avea 7 fete, ele au venit să scoată apă și au umplut zgheaburile ca să da pe turmele lor. S-au întors, știți, mai repede acasă și Ietro le spune, versetul 20, pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Chemați-l să mănânce pâine. Iată, un om plin de bunăvoință. Moise a hotărât să locuiască la omul acela, care a dat de nevastă pe fiica sa Sefora.
Moise nu a trecut la o altă religie, cert este aceasta. Dimpotrivă, soția lui a fost convertită la cunoașterea Domnului. Moise a plecat de la Ietro cu bună înțelegere. Îl întâlnim în 3 cu 1 încă după 40 de ani păscând turma socrului său. Și scrie aici în 4 cu 18, Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro a zis, lasă-mă, te rog, să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise, du-te în pace, aceeași bunăvoință ca în urmă cu 40 de ani. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Repet, nu știu ce religie avea, dar găsim la acest om o stare spirituală în sensul unor calități a unui caracter bun. Amănunte mai favorabile întâlnim în Exod capitolul 18. Am dorit asta pentru toți cei ce au socrii care nu sunt pocăiți, dar sunt oameni de treabă, nu așa cum ziceau frații lui Iosif, ci în adevăratul înțeles al cuvântului. Scrie în 18 cu 1, Ietro, preotul Madianului, deci rămânsese în acea slujbă, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel și a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă, deci relația a rămas foarte strânsă între ei, a luat pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, celălalt Eliezer. Versetul 5, Ietro, socul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu, în zona unde îi păstorise turma, potrivit semnului care Domnul îl dăduse. A trimis vorba lui Moise să-i spună, eu, socul tău, Ietro, vin la tine cu nevasta ta și cei doi fii ai mei. S-au întâlnit și ce îmi place, scrie de la versetul 8, Moise a istorisit socului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră pe ei, peste ei pe drum și cum îi zbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îi zbăvise din mâna egiptenilor. Iată un om de bine, cum am spus. Și ceea ce scrie în versetul următor, mă lasă să înțeleg că Ietro a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul, care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care ei s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de toți. Repet expresia de bază, cunosc acum că Domnul. Și asta însemna o recunoaștere a Dumnezeului evreilor. Poate și regina din Saba mai târziu să fie avut ceva origini izmaelite, nu știu exact, dar și ea a fost doritoare și a ajuns să cunoască. Ceea ce vreau să știți e că din familia lui Ietro, madianist fiind, Dumnezeu prin această relație a mântuit oameni. Să ne gândim la Sefora, să ne gândim la urmașii lui Moise, care au fost leviți. Deci leviți în sângele lor purtau și sânge moabit, madianit. Cum am spus la momentul potrivit că și sânge moabit este în spița evreilor. De altfel, toți oamenii provin de Dumnezeu. Problema se pune doar să le schimbe Dumnezeu gândirea. Un alt verset în această idee este Numeri, capitolul 10, unde Moise, aflat în drumul pustiei, face o propunere rudenilor sale să-i însoțească în Canaan. Și potrivit cu ceea ce citim mai târziu în Cartea Judecători, se pare că o parte din familie s-a asociat lui Moise. Numeri 10 cu 29. Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, madianitul socrului Moise, noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis, eu vi voi da, vino cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Hobab zăbovește, nu pot să merg, ci mă voi duce în țara mea și în locul meu de naștere. Și Moise a zis, nu ne părăsi, cearcă să-l motiveze, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii călăuz. Și dacă vii cu noi, acesta de fapt e invitația. Te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul. Și întâlnim încă un verset în Cartea Judecător, la capitolul 1,
Drept dovadă că unii, cum spuneam, s-au asociat evreilor, 1 cu 16, fiii Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din cetatea Finicilor împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda, la miază zi de Arad, și s-au dus și s-au așezat între popor. Frați și surori, dacă aveți rudenii necredincioase, și cum spuneam, cam toți avem, mai de aproape sau mai de departe, haideți să îi chemăm cu noi, să le vorbim despre lucrările Domnului. Poate îl vor cunoaște, îl vor înțelege și îl vor asculta. Sunt unii cu care se poate lua legătura. Oameni buni, care nu cunosc mai mult, care sunt gata să asculte. Sunt unii împotrivitori și insensibili, cum aminteam despre Esau. Dar dacă Domnul și din orice neam are în plan să mântuiască, atunci de ce să nu facem o asemenea încercare? De ce să nu ne luptăm pentru mântuirea celor cu care Dumnezeu a îngăduit să fim într-o anumită relație familială? Un al doilea eveniment major care îl întâlnim despre madianiți în Cartea Sfântă este prezentat în Cartea Numeri, de la capitolele 22 la 31. Aici avem cazul Balaam. Niște urmași ai lui Terah, e vorba de moabiții urmașii lui Lot și madianiții urmașii lui Avram prin Chetura, s-au asociat. Din cele scrise înțelegem că influența și inițiativa a fost a Moabului, dar madianiții s-au făcut și ei vinovați în egală măsură. Este scris aici de la versetul 1, copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Versetul 4, Moab a zis bătrânilor lui Madian. Și de aici începe asocierea, fiind în versetul 7, bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian, deci și unii și alții, au plecat având cu ei darul pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și l-au chemat. Nu s-a reușit prin încercările de blestem, dar Balaam a dat acel sfat mârșav, a căror efecte le observăm în capitolul 25 de la versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să dea la curvie cu fetele lui Moab, dar și al lui Madian. Pentru că este scris aici, ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Și aceste evenimente s-au petrecut în timp ce Moise era în viață. Deci unii din madianiți s-au asociat cu Moise să meargă spre țara promisă, alții le-au stat în cale, dorind să-i blesteme, provocându-i la idolatrie fizică și spirituală. De fapt, de ce s-au petrecut aceste forme de imoralitate concomitent? Știți că Baal era socotit zeul fertilității. El răspundea de ploaie, de aceea Ilie i-a taxat sub forma aceasta. Iar Astartea era socotită soția lui. În timpul secetos, religia cananiților spunea că Baal este învins, se ascunde în pământ, dar de îndată ce vin ploile, ele se afară și prin relația de soț-soție care o are cu Astartea, începe să vină sezonul de binecuvântare. Și pe fondul acestei gândiri păgâne se practica așa numită prostituție sacră, la care s-au făcut părtași și tinerii din Israel. Drept dovadă că și madianiții s-au făcut vinovați, spune Scriptura aici de la versetul 6, și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. Iată că aceste relații, aceste interferențe pot să afecteze poporul lui Dumnezeu. Și nu-i destul că s-a dus un neam și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Se vor a se lega și a-i atrage și pe alții. În vremea noastră se constată că aceste părtășii în mod deosebit la nivelul tinerilor sunt din ce în ce mai dese, mai frecvente și în spațiul nostru. Așadar să fii atenți tinerii, să vegheze părinții.
Iar slujitorul în ultimă instanță să-și facă datoria cu fermitate ca Fineas. În sens să nu se tolereze astfel de imixtiuni ale păcatului în poporul lui Dumnezeu. Hotărârea divină a fost foarte fermă. Scrie aici de la versetul 16, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, priviți-i pe madianiți ca vrășmași și ucideți-i. În cazul nostru, nu asta este porunca. Dar ea are aceeași conotație, în sensul de a rupe orice legătură. Cu un om mort, nu mai poți să ții legătura. Că cei vi s-au arătat ca vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei dintre căpetenii lui Madian, sora lor ucisă, în ziua orgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor. Este scris aici în versul 9 că 24.000 au murit loviți de urgia aceea. De ce a vrut Dumnezeu ca să-i ucidă? Ca să nu mai moară și alții. Așadar, exemplu, dacă este o nuntă, să nu lăsăm rudenile să vină să aranjeze ei sala și masa și programul, că vor atrage pe copiii noștri la imoralitate. Sunt ocazii în care rudenile vor să se impună. Am avut aici cu câțiva ani în urmă o căsătorie în care părinții unuia dintre miri era un om cu o anumită poziție în societatea din Arad și ar fi vrut, după ce se consuma masa în parte aici, să meargă și în altă parte, să-i distreze și pe ceilalți nuntași. Mirii ne-au ascultat, au fost pe poziție, dar rudenile au organizat în paralel o altă masă, unde să bea și, știu eu, să facă și alte activități specifice celor din lume. Să nu uităm că Moise a fost cel care, la cei care au fost sensibili, le-a spus să vină cu el, dar la cei care au vrut să-i provoace la păcat, nu le-a mai acordat nicio grație, căci Dumnezeu i-a hotărât, a hotărât moartea lor. Să știm să facem deosebire, măcar că sunt rudenii și unii și alții. În capitolul 31, Dumnezeu a dispus nimicirea acestui neam, cred, a unei generații. Scrie aici de la versetul 2, răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiților, apoi vei fi adăugat la poporul tău. Și în capitolul acesta sunt prezentate cu detalii felul în care, cred, mai mult de 100.000 de madianiți au murit. Asta făcând calculul după fetele nemăritate care au rămas. Interesant că nu s-a stins neamul madianiților. S-a refăcut peste generații. Ca și cum s-a întâmplat cu edomiții. Știți că Ioab la un moment dat nimicise toată partea bărbătească din Edom, dar unii au scăpat. Și evreii, de altfel, au fost decimați aproape în întregime, dar din ei a renăscut, cum spunea profetul, din rădăcină a dat un lăstar. Următoarea ipostază în care îi găsim pe madianiți apare în Cartea Judecător, capitolele 6 la 8. Este scris aici, de la versetul 1, că Domnul a hotărât să dea în mâinile lui Madian pe Israel, timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stâncile întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbăreau în fața lui, imiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgare. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr. Ei și cămilor lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte norocit din pricina lui Madian. Dumnezeu permite celor răi să aibă putere. Da, numai că atunci când evreii, poporul lui Dumnezeu s-a întors la Domnul, Dumnezeu le-a ridicat pe Gedeon și știți, le-a dat dovada că nu puterea lor, de altfel nici nu aveau suficientă putere dacă era să se ia un calcul strict militar, cu cei 300 și apoi cu alții care au venit la sunetul trâmbiței, cum scrie de la 6 cu
Versetul 34, Gedeon a fost îmbrăcat de Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el, a trimis sol în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să-l iese înainte. Gedeon a fost reținut în a porni războiul. Știți că mai întâi a trebuit să distrugă idolatria din casa tatălui său. Apoi a pus semnul cu lâna de două ori, apoi i-a dat Dumnezeu un vis cu acea turtă de ors care a răsturnat cortul lui Madian. Și-a urmat acea distrugere în care, scrie aici în 8 cu 10, Zebah și Țalmune erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape 15.000 de oameni. Toți cei mai rămânseseră din toată oștirea fiilor răsăritului, 120.000 de oameni care scoteau sabia, fuseseră uciși. O distrugere de proporții. Așa încât, scrie aici în final, versetul 22, bărbații lui Israel, zis lui Gedeon, ne-a izbăvit din mâna lui Madian. Și spune apoi 28, lui Israel, și n-a mai ridicat capul. Și țara a avut o dihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. Această bătălie a rămas proverbială în Israel. Este scris despre ea în profeți. Vă citesc doar două versete din Isaia 9 și 10. Evreii au păstrat în memoria lor felul în care Dumnezeu le-a dat această biruință. Scrie aici în 9:4 că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce asuprea, cu amintire la felul în care madianiții distrugeau tot. Le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian, în ziua în care Domnul a dat biruință împotriva madianiților. Și în 10:26 este aceeași idee. Domnul oștilor va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca Oreb și va mai ridica toiagul odată asupra mării ca odinioară în Egipt. Deci bătălia împotriva madianiților a rămas în istorie ca o biruință pe care Dumnezeu a dat-o ca și aceea de la Marea Roșie, unde Dumnezeu a intervenit. Iată așadar ce s-a ales din acest neam. Puțini au fost salvați, pentru că bine spunea Petru intrând în casa lui Corneliu, în orice neam Dumnezeu se uită fără părtinire. Și dacă e cineva, îl caută și îl scoate. Dar Dumnezeu i-a decimat, cum v-am spus, de două ori și i-a împrăștiat ca entitate distinctă, nominală, madianiții nu mai există astăzi în forma aceasta. Într-o ultimă parte să observăm câteva aspecte despre alți urmași al lui Terah. Ne întoarcem la Genesa capitolul 11. Eu, de felul meu, nu sunt nostalgic, am puțină melancolie, dar studiind rudenile astea lui Avram, am încercat să trăiesc sentimentele care le-au avut oamenii aceștia. Evoluția lucrurilor. Cum interpretați ceea ce scrie aici în capitolul 11, la versetul 27? Iată spița neamului Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. Haran a murit în Haldea. Deci a mai plecat Terah cu doi copii și nepotul Lot. Avram și Nahor și-au luat nevestele, numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milca și Iscai. În familie s-au căsătorit amândoi. Versetul 31. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai Norusa, nevasta fiului său Avram. Observați, Terah i-a luat. El era capul familiei, ceea ce atunci se respecta. Au ieșit împreună din Ur din Haldea ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Inițial, deci din Ur, ei trebuia să meargă în Canaan. De ce s-au oprit acolo? Nu știm. Poate zona a fost propice vieții.
Poate Terah a considerat că e prea bătrân. Dar chemarea au avut-o toți. Dar Terah a murit în Haran. Și acolo a rămas fratele lui Avram Nahor, care a avut 12 copii. Nu-i de mirare, de altfel, că neamul lui Terah s-a întins mult. Ismael a avut 12, Nahor 12, Iacov 12. În capitolul 22 întâlnim o prezentare a rudenilor lui Avram rămase în Haran. Oameni care îl cunoșteau pe Domnul într-o anumită măsură, le vorbise să iasă din Ur, din Haldea. Eu uneori am comparat pe acești urmași al lui Terah care au rămas în Haran cu cei ce în creștinism au făcut o reformă, dar n-au dus-o până la capăt. Pentru că nu este tot una să ne amintim de căsătoria lui Isaac cu Rebeca, ca cineva să ia o femeie, o fată din lume, ceea ce ar fi strict interzis, și altceva ar fi, de exemplu, să ia o fată de la vreo altă denominație creștină, ca să nu pomenesc nici pe una, dar care totuși are anumită cunoaștere, care a făcut pași buni din lume, dar încă nu s-a dus până unde și cât ar dori Domnul. Scrie aici, în Genesa 22, de la versetul 20, după aceste lucruri s-a spus lui Avram, iată Milca a născut și a copiii fratelui tău Nahor, și anume, și enumeră pe cei 12, și insistă pe continuitatea neamului, Betuel a născut pe Rebeca, 8 copii de la, a avut de la Milca și încă 4 cu țiitoarea Reuma, în total 12. Să nu uităm, așa cum am citit din Iosua 24, că Terah în Haran a fost idolatru. După ce Domnul le-a vorbit, ar fi trebuit să nu mai fie. Să ne amintim că atunci când robul lui Avram merge în Haran, cei de acolo cunoșteau pe Domnul. I-au spus, întorc pagina în capitolul 24, versetul 31, vino binecuvântatul Domnului. Versetul 50, de la Domnul vine lucrul acesta. Deci cu siguranță avea o cunoaștere despre Domnul. Capitolul acesta scrie despre cuvintele care robul lui Avram le-a spus și le vorbea ca ceva ce ei cunoșteau. Iată, de exemplu, ce le spune versetul 40, redând cuvintele lui Avram, Domnul înaintea căruia umblu. Versetul 42, cuvintele rugăciunea lui, Doamne Dumnezeu, stăpânului meu. Dar nu au renunțat totalmente la idole. Știți că Rahela, scrie asta în capitolul 31, îi furase idolii tatălui său. De altfel, nu-i de mirare că și Iacob, pe când ajunge în Canaan, poruncește copiilor săi, scrie în Genesa 35, să scoată idolii afară, că tare ușor se strecoară. N-au ajuns închinători în mod direct, dar anumite ispite au fost. Aici reținem doar faptul că Isaac și-a luat nevastă dintre rudenile sale din Haran, așa cum a sfătuit la rândul lui împreună cu Rebeca, ce era de acolo, să facă și fiul lor Iacov. Și acele neveste au devenit credincioase. Am putea spune că din urmașii lui Avram rămași în Haran, pe lângă Avram și cei ce au urmat din el, Dumnezeu tot a mai recuperat ceva. Prin Rebeca, poate prin slujnicile care au însoțit-o, prin doica ei, Debora, prin Leia, prin Rahela, prin slujnicile lor, poate prin alți argați care proveneau din familie, din mediul lor de fermă, de clan. Dar mai târziu, odată cu plecarea evreilor în Egipt, se pare că legătura de rudenie, de prietenie dintre urmașii lui Avram, în speță Iacov și cei 12 patriarhi, și rudenile rămase în Haran, poate și datorită distanței, s-a rupt definitiv, poate pentru totdeauna.
Încheiem citind din Noul Testament de data aceasta și observând că din neamul lui Terah, un neam mare, de la un patriarh, Terah este un patriarh de excepție, au urmat multe neamuri, însă exemplarele sfinte au fost rare, foarte rare. Aleșii lui Dumnezeu se evidențiază după criteriul preștiinței și predestinării divine. Dumnezeu a spus mai dinainte, de asta vă citesc din Romani, capitolul 9, unde este scris despre Esau, dar este valabil pentru toți acești urmași al lui Terah. 9:6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu tot ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram sau rudenile lui Avram, sămânța lui Terah. Dumnezeu a spus, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinții sunt socotiți ca sămânță. Versul 13, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am purât. De ce? Galateni 4. De ce a fost așa și cu Ismael? Dumnezeu a fost drept. Este scris aici, de la versetul 22, Avraam a avut doi fii, unul din roabă, altul din femeie slobodă. Versetul 28, și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, vă rog să observați vinovăția celor în cauză, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Adică atitudinea oamenilor este aceeași și hotărârea divină este la fel de corectă. Să mulțumim Domnului pentru rudenile care le avem, să încercăm să mântuim pe cei ce îi putem, și dintre urmașii noștri să dea Domnul har să fie toți mântuiți. Că vrea Domnul să facă din noi un neam mare? V-am mai spus, cunosc o soră care este încă în viață și are peste 300 de urmași în viață. Noi nu avem neam atât de mare în adunare. Din cât știu eu, poate sunt excepții, dar cel puțin copiii ei și nepoții sunt credincioși. Cineva spunea, oare îi știe pe toți? Eu știu că bunicul meu mi-a cerut la un moment dat lista cu nepoții, că nu-i mai putea reține din memorie și cred că în asemenea situații te poți ruga cu ochii deschiși, ca să-i citești. Pentru că dorim mântuirea celor dragi. E ceva legitim. Și vreau să observăm într-o ultimă idee că din evidențiile altor neamuri, rudele evreilor, urmașul lui Terah, moabiți, amoniți, edomiți, și cei despre care am discutat astăzi, se observă că părinții și copiii sunt în egală măsură responsabili. Asta scrie în Psalmul 78. Valabil pentru evrei, pentru noi și pentru toate neamurile. La origine, toate neamurile au cunoscut pe Dumnezeu. Nimeni nu poate spune că se trage din maimuță, dar nimeni nu poate spune, eu n-am avut niciun înaintaș care să-L fi cunoscut pe Dumnezeu. Cândva în urmă, toți au avut la origine un părinte care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și dacă ar fi să meargă spița până la Noe, dar tot, undeva un părinte sau o generație a copilor a greșit și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Este scris aici de la versetul 3, ca o îndatorire, ca un angajament, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să învețe nea copiii. Până aici datoria părinților. Trece la datoria copiilor. Versul 7. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu
și să păzească poruncii lui, să nu fie ca părinților un neam care n-avea o inimă tare, adică nimeni nu se poate scuza, generația dinaintea mea a fost vinovată, poți să-ți cauți o generație mai dinainte care l-a cunoscut pe Domnul? Îi dă ca exemplu pe fiul lui Efraim. Știți, căpetenia celor 10 seminții din nor care s-au îndepărtat de Domnul pentru că s-au făcut vinovați. Părinți și copii, să ne ajute Domnul în oricare din ipostasele astea să facem ceea ce place înaintea Domnului. Ca părinți să ne facem datoria. Ca și copii să știm că nelegiuirea tatălui nu trece la fiu și nici invers. Efecte sunt care se transmit, fie în bine, fie în rău. Dumnezeu binecuvintează copiii pentru părinți. Dacă părinții își fac datoria, au un mare har, dar copiii la rândul lor au responsabilitatea necesară pentru ei și pentru generațiile care urmează. Atâta despre urmașii lui Terah, mai multe aflăm la judecată din dosarele oamenilor. Dar până atunci să înțelegem din toate acestea cum trebuie să trăim noi în raport cu rudenile noastre, cu neam, cu familie. Doamne ajută-ne și îndură-te de noi. Amin.